Bună tuturor! În acest vlog vă prezentăm cele mai colorate cartiere din Istanbul. Și probabil cam toate clădirile o să arate ca cele din spatele nostru. Sperăm! Dar hai la drum! Și acum ne aflăm în cartierul Fener. Am ajuns aici cu autobuzul din zona de unde eram noi. Da, e bine de știut că trebuie să folosiți Google Maps pentru că transportul e puțin haotic, iar lumea nu prea are timp normal să explice și mai ales în engleză. Cartierul Fener a fost locuit de greci începând cu secolul 16 până secolul 20. Multe case colorate și terase frumoase. Și aici ceva mașini superbe, broscuțe, roșu, galben și albastru. Care îți place? Toate. Toate îmi plac. Uite și aia de magazine epocă, de suveniruri și o altă mașină de epocă. Pe partea asta, la altă, la fel. Un loc frumos amenajat pentru a face poze. O bicicletă. Uite ce ăsta interesant. Pentru flori. Un ghiveci. Vrei poza ce? Foarte greu să ții camera departe pentru că tot colțul, tot e ceva frumos, ceva pe care vrea să-l filmezi sau fotografiezi. Și aici, îmbalat, am găsit un loc unde poți să-ți cumperi condimente la preț foarte avantajos. Dar nu doar condimente, semințe, rahat, tot ce vreți voi. Aceste două cartiere, Fener și Balat, se combină foarte armonios unul cu altul. Că nici nu ne-am dat seama când am intrat în Balat, când am terminat cu Fenerul. Ambele fac parte din patrimoniul UNESCO și foarte plăcut să te plimbi pe aici, să faci poze și să admiri, așa să vezi că, cum trăiesc localnicii. O cer în căsătorie și fata se lasă greu de convins. Se zice, cu cât se lasă mai greu de convins, cu atât este mai bine. All the best! Cred că am pierdut-o pe Mirabela, dar cred că știu unde s-o găsesc. Te-am găsit, te-am dat dispărută. Sigur! E un magazin super. Străzile înguste care urcă și coboară, mărginite de case colorate și localnicii care își pun hainele la uscat pe balcoane sau între două blocuri pun o funie. Parcă mi-am amintesc de Napoli. Și trebuie să menționăm faptul că aici, în cartierul Balat, se filmează majoritatea filmelor, serialelor turcești. Ceva graffiti foarte interesante. O tiribombă manuală, chiar aici în față, bată pe băți, colorată. Traficul e foarte dezastruos pe aici, toată lumea vine și într-o parte și în alta și alte graffiti-uri în zona asta pe o clădire părăsită.
Dar domnul cu tiribomba manuală e interesant. Aceasta portocalie cred că e cea mai îngustă. Și aici este colțul Micului Prinț și acolo peste stradă este Scufița Roșie. Faină strada asta. Aici cel mai bun mod de a descoperi aceste două cartiere foarte colorate este să vă pierdeți. Cum am făcut noi. Da. Chiar dacă nu plouă, poate avem nevoie de umbrelă să ne protejeze împotriva soarelui. Mama, zâmb! Foarte faină zona. Ce faine sunt terasele astea colorate, așa, frumoase. Chiar dacă un loc este mai sărac, dar dacă îi dai viață, îl faci să arate minunat. Ia uitați! Și uitați și scaunele astea la terasă, ce frumoase sunt! Vedeți? Și pentru că a venit timpul pentru cină, am ales această terasă poziționată aici foarte strategic, colorată și frumoasă. E un balcon așa micuț, rustic, colorat și am ales să mâncăm aici. Tu ce ți-ai luat, Mira? Un ceai. Am zis că dacă tot e foarte cald afară, să bem un ceai fierbinte, să fie la aceeași temperatură. Și mi-am luat aici menemen. E un fel de ouă cu bulion și carne și brânză. Arată bine. Și mâncăm așa cu mâna. Cunosc bine gustul ăsta. Exact ceea ce făcea mama acasă. Super. Deci s-ar putea ca tu să ai origini turcești? Trebuie să faci un test ADN. Da. Și eu mi-am luat un carșic goslen, care e un fel de plăcintă cu salam, văd, brânză, cartofi. Hai să vedem, tu recunoști gustul? Plăcinta mea. Nu? Sau da? Sau nu? Nu recunosc gustul. Nu sunt dar ca... gust așa, se simte brânza și salamul, parcă un gust așa care duce spre Orient, așa. Foarte interesant. Deci nu sunt plăcinte ardelenești. Nici pe departe. Toată masa aceasta pe care o vedeți aici și cât un ceai trebuie să fie undeva în jur la mai puțin de 100 de lire turcești. Hands up! În Turcia se trăiește bine. Aceasta e vederea noastră de aici, de la balcon. Și umbreluțele acolo jos. Să avem poftă! Cum am zis, aici e de urcat, aveți grijă ce papuci aveți. Și am ajuns și la liceul greco-ortodox, această impresionantă clădire pe 3 etaje. Și putem spune că ne aflăm pe urmele lui Dimitrie Cantemir, deoarece chiar el a făcut liceul aici și acest pământ pe care s-a construit acest frumos liceu este donat de el. Și putem spune că Balata este chiar și un muzeu în aer liber. De mult n-am mai văzut să tragă hainele așa cu metoda scripetelui. Și aici nivelul de inclinație al străzii
devine foarte, foarte mare. Cam așa. Greu de urcat. Trebuie să mă las de fumat. Greu de urcat. Foarte greu. Ia uitați. Și vine și ursulețul. Ia uite ce frumos e. Și poate la cel mai instagramabil loc și? Eu! Începând cu secolul 15, aici și-au găsit refugiu foarte mulți evrei, persecutați fiind de Inchiziția spaniolă. Însuși, Marele Sultan a trimis o navă în Spania pentru a ajuta să vină aici. Și am ales această terasă să încheiem vlogul de astăzi. Cele mai colorate cartiere ale Istanbulului. Da, și anume Balat și Fener. Fener, da. Ce să vă zicem, sunt două cartiere instagramabile în totalitate sau aproape în totalitate. Am primit așa, cel puțin eu, am primit un vibe pozitiv, foarte pozitiv. Da. Da, le recomand cu sufletul la gură. Tu ce părere ai? Cu siguranță, sunt străzi și case minunate de fotografiat. Ceea ce m-a impresionat pe mine cel mai mult sunt acele case părăsite, pentru că da, o să vedeți câteva, din păcate, și acelea m-au impresionat mai mult decât cele frumos colorate. Sunt două cartiere minunate și așa am și redescoperit strămoșii noștri, mai ales pe Dimitrie Cantemir. Mai erau și ceva biserici ortodoxe prin zonă, pe care noi nu le-am mai vizitat. Prețurile sunt la fel ca în Istanbul, de exemplu un Coca-Cola aici la o terasă e un euro, adică 5 lei, deci așa încheiem vlogul și o altă zonă a Istanbulului pe care noi o recomandăm, da, să o explorați. Mulțumim din suflet abonaților, dacă sunteți noi pe canal, noi suntem Mirabela și Bogdan, la început de an sabatic. Nu uitați să vă abonați, este gratuit, nu costă nimic, iar pe noi ne ajută foarte mult. Și ne vedem la următorul vlog. Nu uitați, travel în 2!